Salut, Spivans, iau un episod din GTA 5, iată-ne aici cu un BMW M3 din 2020. Încerc să vă arăt așa niște mașini să împiculez mai noi la început de episod, dar în episodul ăsta avem ceva extrem de special și anume vom merge în spațiu, oameni buni. Da, ați auzit bine? Vom lua o navetă spațială, vom trece de bariera atmosferei și vom merge pe alte planete. În GTA 5. Da, nici mie nu mi-a venit să cred când am auzit, dar da, oricum nu uitați să apăsați acolo butonașul de like dacă este să vă placă și dacă vreți să mai vedeți astfel de episoade. Poate mai facem și alte moduri, dar modul ăsta în special mi s-a părut interesant și am văzut că data trecută v-a plăcut atât de mult încât am zis, bă, de ce nu? Hai să mai facem și alte episoade cu moduri. Pentru a ajunge acolo avem nevoie de ceva foarte special și anume avem nevoie de naveta aceea spațială. Așa că hai să mergem puțin undeva într-o parte să facem rost de o barcă. Avem nevoie de un vaporaj, cred că undeva pe aici ar trebui să putem să găsim un vapor. Sau poate un jet ski. Nu știu, oricare din astea două e ok. Și motivul pentru care vom merge acolo este pentru că ocazional pe planeta noastră au început să cadă asteroizi și am fost trimiși acolo să vedem de ce se întâmplă acest lucru. O chestie de genul ăsta se întâmplă random. Opa, stai așa mă nene că nu e bine. Nu e bine deloc ce se întâmplă pe planeta noastră. Și nu de alta, dar dacă spică unul de ăsta pe mașină e problemă mare. Bă, că și mare a început să... Mamă, e unul cât o clădire acolo, ia uitați-vă. E nebunie, mă, ce se întâmplă din spațiu. Deci avem mici probleme cu spațiu, dar văd aici un de-asta. Rapid de tot, să mergem să-l luăm. Oh my god. Ia uitați-vă ce se întâmplă. Sper că aici în apă... Da, vreau să zic că sper că aici în apă nu o să pice, dar... Nu, no, pică peste tot. Și asta e un random event. Pot să-l spune și eu când vreau, dar este și un random event. Așa că trebuie să mergem în spațiu să vedem ce se întâmplă mai exact și din ce cauză. Dacă vă uitați voi pe hartă, undeva aici a apărut ceva nou. Avem o mică rachetuță. Shuttle se numește. Îi dăm aici punctul și hai să încercăm să ajungem acolo. Băieți, dați-vă la o parte că trec. Oh my god. Bă, văd că aici, oh. Vreau să zic că aici nu mai pică asteroizii, dar pică în continuare. Bă, ăla cu avionul nu prea face bine ce face că merge pe vremea asta. Ar trebui să oprească toate aeroporturile, tot. Adică nu e vreme de stat. Dar acum fiecare face ce își dorește. Oh my god, ce vreme! Vai de capul meu! Am mers puțin și văd că a început să-și revină vremea. Dar oricum, chestia asta trebuie investigată în spațiu. Așa că va trebui să mergem aici și observați că deja se vede racheta cu care vom zbura în spațiu. Ia uitați-vă. Bă, deci îmi place atât de mult să mă joc cu moduri. Mi se pare genial, frate. Și sunt atât de multe moduri unice încât n-ai cum să nu vrei să le încerci. Și de asemenea, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, nu uitați să faceți acest lucru. Hai să vedem dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri la acest episod. Așa că dacă n-ați dat încă like la numărul 5, când ajungem la 5, nu uitați să apăsați acolo pe buton. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Like. Sper că ați apăsat și voi butonașul. Și mergem spre rachetă să vedem ce se va întâmpla. E prima dată când încerc și eu acest mod. Adică l-am instalat, am văzut poze cum e în spațiu și chestii de genul ăsta și mi s-a părut wow. Dar este pentru prima dată când îl încerc și eu propriu zis. Uitați-vă, avem ceva în hangar aici. Probabil făceau teste sau habar n-am ce aveau ei de gând să facă. Dar racheta se află fix aici. Da. Urmează să vedem, dar nu e nimeni aici. Asta mi se pare ciudat, adică eu voi pleca cu racheta de unul singur de nebun. Habar n-am, mă așteptam să fie ceva oameni de știință. Wow, cum arată, uitați-vă puțin ce genială e. F to enter. Stai că vreau să o văd puțin de la exterior. Deci e pe ceva chestie care are ceva șenile pe jos, vedeți? Cred că ca s-o care de colo-colo. Și este din United States, după cum observați. Bă, e șmecher rău de tot, frate. Deci mi se pare genial. Mie încă nu vine să cred că o să ieșim în spațiu cosmic. Adică e ceva șocant așa pentru mine. Dar hai să văd, pot să schimb camera? Pot să schimb și camera. Ia uitați-vă cum se vede aici. Oh, Doamne. Nu știu dacă sunt pregătit pentru așa ceva, sincer să fiu. Dai, dau. Launch. A plecat! Nu cred! Wow! O să trebuiască să ne decupleze de pe chestiile alea, probabil. Alea sunt chestiile alea cu combustibil. Oho! S-au decuplat! Bă, chiar ieșim acum? Nu știu ce se întâmplă, că nu eu controlez racheta. Da, frate, chiar ieșim din atmosferă, ești nebun?
Uite cum se vede de aici. O să mă uit de aici, că se vede mai șmecher de aici, așa. Ho, ok, ok. Încă puțin și ieșim. Ia uitați-vă cum se vede. Asta e atmosfera aici. Bun. Am ieșit, frate, ești nebun. Încep să se vadă, să se vadă stelele. Deci ușor, ușor încep să se vadă stelele. N-am mai ieșit niciodată atât de mult din GTA. Ce s-a întâmplat? Ceva... Wow! Nu îmi vine să cred așa ceva, efectiv, nu îmi vine să cred așa ceva. Uitați-vă puțin, suntem în spațiu. Și acum eu pot controla nava, dar în spațiu, bineînțeles că tu auzi doar înăuntru sunetul, dar în exterior nu vei auzi mare sunet pentru că ești în spațiu. Și avem acolo Marte, Venus, acolo e Soarele. Mă, frate! Cum? Ăsta, un satelit. Ok, hai să nu ne întoarcem pe planetă. Vreau să văd alte planete. Vreau să merg pe Marte? Hai să mergem pe Marte. Aș fi vrut să merg pe Lună, dar nu știu unde e. Ar fi trebuit să fie undeva în jur. Pe aici. Ah, uite, Moon! Hai să mergem pe Lună. Hai să mergem, frate, pe Lună, să vedem ce e acolo. Uite cum se vede. Mergem cu viteză maximă spre Lună. Cum ar fi dacă aș face chestia asta, gen să mă arunc acum din navă? Dacă apăs pe butonul greșit, rămân în spațiu pentru totdeauna, nu se mai întâmplă nimic. Chiar arată ca Luna, adică... Uitați-vă puțin, să te apropii așa de... Opa, avem ceva probleme cu nava, sper că nu. Dar nu știu cum aterizezi pe planetă, adică... A, doar te apropii de planetă și îți face loading automat. Bă, deci s-au gândit băieții ăștia la moduri... Opa, ce e aia, frate? Ce e aia? Ăla a fost cumva un extraterestru? Deci ăla a fost cumva un extraterestru? Dați înapoi pe videoclip. Nu cred că a fost. Chiar a fost un extraterestru. Și chiar sunt foarte mulți extraterestri. Oh my god, extraterestri. Bă! Stai așa că scot acum pistolul la voi, mă, băieți, mă. Ia uite ce trag extraterestri în mine. Bă, voi nu-mi stricați mie naveta, ați auzit? Ia uite-l pe ăsta cu UFO-ul lui. Pleacă de aici, Raule. Mamă, ce nebunie. Bă, du-te, mă, că nu credeam că au făcut așa ceva. Așa, asemenea mod. Uite, nava aia care a aterizat pe Lună. Deci vrea să-i dau jos, dar n-am ceva să trag în ei. Da, deci asta este Luna. Hai să mergem să explorăm și alte planete. Să vedem oare cum o fi. Cred că decolez pur și simplu de aici, corect? Sper să nu se strice. Ok, decolăm. Sper să nu vină ăla cu OZN-ul lui după mine. Îmi bag roțile așa frumos. Și plecăm de pe suprafața Lunii. Ia să vedem cum arată. Ia uitați-vă cum arată suprafața Lunii. Da, măi, OZN-ul ăla e după mine, uitați-vă. Bă, frate, pleacă. Ok, se pare că am ieșit în spațiu. Bun, hai să mergem pe Marte, să vedem cum e. Suntem aproape de Marte. Încă puțin tel și vom reuși să aterizăm. Pământul este foarte, foarte departe, nici să mai vede măcar. Dar planeta asta s-ar putea să fie plină de extraterestri. Adică eu nu mai așteptam să găsesc extraterestrii aia pe Lună. Mă gândeam că dacă e să-i găsesc, sigur o să fie pe Marte. Că așa e vorba, știi, că bă, pe Marte sunt extraterestri și nu știu ce. Dar acum cu adevărat nu știm unde sunt acești extraterestri mai exact. Sau dacă sunt. Bine, voi credeți că există extraterestri? Nu știu, scrieți-mi în comentarii ce părere aveți. Eu cred că nu suntem singuri în univers. Adică n-ai cum să fii singur în univers. Sigur, mai trebuie să mai existe ceva formă de viață pe o altă planetă. Exact sub ce formă? Habar n-am. Dar văd că mă apropii destul de tare de Marte. Nu știu exact când o să facă loading-ul ăla. Sau dacă îl face. Ar trebui să-l facă, tehnic vorbind. A? Uite, acum cred că îl face, da? A făcut loading-ul. Wow! Ce e asta aici? Defend the area, add to interact. Ce e asta? O bază spațială pe Marte! Oh my god! Pe bune! Oh, și am primit o armă, fiți atenți, am primit o armă spațială. Sunt oameni de știință aici, mă! Sunt oameni de știință! Ok, aveți și internet aici? Aveți GTA? Vreau să joc GTA pe calculator. Bă, nu credeam că modul ăsta e atât de... E chiar wow făcut, adică...
Ce vorbești? Știi că trebuie să apărăm baza. E tu interact, aia o să vină în continuare, bănuiesc. Sau? Poate au plecat. Aparent au plecat. Dar a zis că erau foarte mulți când am aterizat. Ok. Bă, e bine. E de bine, ce pot să zic. Uite cum se vede poza asta, vă zici că e, zici că e în realitate așa cum se vede. Mi se pare wow. Da, nu mă gândeam vreodată. Nu mă gândeam niciodată. A, ba nu mă, uite, aia sunt tot acolo. Dar cine sunt ei mai exact? Stai așa, bă, s-aude ceva. Oh! Ma, bă, ăștia sunt oameni de știință. Am tras, dar nu mai am. A, ba, am. Bă, ăștia sunt oameni de știință care. What? Care-i faza cu oamenii de știință și cu OZN-ul ăla care vine spre noi? Ok, asta e ciudat. Încerc să-i elimin. Că e super ciudat ce se întâmplă. Oameni de știință care ne atacă. Probabil au fost infestați ceva. OZN-ul, s-a prăbușit OZN-ul. Yes. Yes, s-a prăbușit OZN-ul. Bă, se pare că nici aici pe Marte nu este o zonă bună de stat. Așa că, hai să nu murim. Hai să luăm nava și să fugim. Salut, băieți. Salut. Am plecat, nu-mi place planeta asta deloc. Nu-mi place, adică e drăguț. E drăguț. Dar totuși, parcă n-aș rămâne aici pe Marte. Păi dacă o să vreți, o să mai facem episoade cu modul ăsta. Pentru că e destul de mare. Adică vă imaginați și voi că încă n-am explorat toată planeta. Abia am aterizat și astea. Dar da, să lăsați în comentarii dacă o să vreți să mai facem și alte episoade cu acest mod. Ce văd eu undeva în zonă pe aici este Jupiter. Și am putea merge și pe Jupiter. Hai să încercăm să mergem în direcția aia. Și mai avem și alte planete, frate. Adică, bă, sunt multe. Efectiv, sunt o grămadă. Cred că o să mai facem încă un episod. Am văzut că mai era încă un mod cu spațiu care se adăuga peste acesta și adăuga și mai multe chestii pe care le puteai explora în spațiu. Așa că mă gândesc să mai facem. Dar nu știu exact. Bine, acum că mă gândesc, sursa asteroizilor care picau pe pământ poate să fie foarte... Adică 100% cred că e generată de către acești extraterestri care încearcă să ne creeze probleme. Cel puțin așa mă gândesc eu, că ați văzut că sunt destul de agresivi, cel puțin pe baza noastră spațială de pe Marte. Ne-au luat toți oamenii de acolo și na, nu mai sunt de partea noastră, ați văzut și voi ne atacau pe noi. Dar încercăm să ajungem. Ce tare că nu se aude sunetul, este exact ca în spațiu, adică am încercat să simuleze chestia asta și apreciez. Hai că mai avem puțin și ajungem pe Jupiter. Îmi place că au băgat atâta detaliu, pune și în navă, adică înăuntru în navă, vezi foarte, foarte multe detalii despre misiunea pe care și toate chestiile. Văd că ne apropiem foarte tare, probabil undeva pe aici am face loading-ul. Yes, perfect și... Wow! Oh my god! Severe weather alert! Oh my god! Ci că o să fie și o tornadă undeva în zonă. Mă frate, uite cum arată aici, ești nebun? Eu nu prea mă pricep atât de bine la planete și la astea. Dar unde mergem? Când habar am. Avem... Mamă. Ok, s-au dus norii. Dar totuși nu văd nimic. Oh my god. E apă. Am ajuns în apă, oameni buni. Am ajuns în apă. Ok, hai că am ieșit până la urmă de pe Jupiter. Din păcate nava noastră este puțin stricată de la aterizarea aia în apă. Și vedeți și voi, are mici găurele prin ea și probleme. Însă încă mai funcționează și cred că ne mai putem întoarce înapoi acasă. E posibil să ne mai putem întoarce. Dacă vreți, mă gândesc într-un alt episod, cred că o să mai explorăm și celelalte planete, pentru că modul ăsta este un mod mult, mult prea mare ca să putem să-l terminăm în episodul de azi. Dar, da, bă, ești mecher, n-am ce zice, chiar mi se pare genial. Bun, și iată că ne întoarcem pe planeta Pământ cu nava noastră variată și sper să putem să o reparăm, să mai zburăm după asta înapoi. Din păcate avem aici o maximă sirenă. Dacă nu facem o aterizare forțată, nu știu cum mai pot să mai aterizez în același loc față de unde am decolat. Dar încercăm, suntem foarte, foarte aproape. Haide, știu că poți. Perfect, am intrat înapoi pe pământ.
Oh-oh! Nu mai pot să-mi controlez nava pe pământ. Nu mai pot să o controlez, a? Nope, suntem în picaj. Suntem în picaj liber. Aterizăm în apă, sper. În apă cred că ar fi mai ok aterizarea decât să aterizăm pe... Uite, ca să înțelegeți, apăs pe toate tastele, nu se mai întâmplă nimic, deci nava e complet moartă. Aterizare forțată în apă și... Acum să mai și ies de aici. Doamne ajută. Am ieșit, frate. Mi-a părut bine, o să facem altă rachetă și o să zburăm, o să mai zburăm în spațiu dacă vă place. Asta depinde în funcție de voi, dacă o să mai vreți episoade cu așa ceva, cu siguranță cred că o să mai facem. Deci nu vă faceți probleme că nava asta nu e singura navă pe care o avem. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult ce am văzut în acest episod și iată, astronautul nostru este în siguranță. Dar da, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Aș vrea să fac un episod în care vă arăt și mai multe mașini sau facem, nu știu, episodul mai mult bazat pe mașini. Dar nu știu dacă ați observat că recent am încercat să vă arăt niște moduri mai impresionante așa. Adică v-am arătat prima dată modul ăla cu tsunami, v-am arătat modul cu tornada, v-am arătat modul cu meteoriții. Iar astăzi avem un mod uriaș, cred că unul dintre cele mai mari moduri pe care l-am făcut până acum pe canal, și anume modul cu plecarea noastră în spațiu. Efectiv, am ieșit din GTA, adică am intrat într-o altă parte a jocului în care nici măcar nu... Deci, ca să înțelegeți, zona aia cu spațiu nici nu exista în joc. Au făcut-o modării de la zero. Deci e incredibil. Și nu vă faceți griji, o să mai facem și episoade cu GTA Online, o să mai facem și episoade cu GTA 5M, dar oricum... Dacă v-a plăcut, apreciez mult like-ul vostru și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!